Dumnezeu este cu noi. Acesta este mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis într-un mod foarte direct prin Cel care a fost așteptat de veacuri, prin Isus Hristos. Iar făgăduința aceasta, odată împlinită, odată ce El a venit și s-a născut în lumea noastră, nu mai poate fi pusă niciodată sub semnul întrebării. Este sau nu este Dumnezeu cu noi? Este cu noi. Pentru că Iisus Hristos noi fratele nostru mai mare. Iată că anul acesta se apropie implacabil către sfârșit. Poate cei mai mulți de dumneavoastră vă gândiți la faptul că e bine că se duce anul acesta. Este un an pe care nu prea vrem să-l ținem minte. O să-l ținem minte, dar nu sunt lucruri prea Frumoase, prea bune. Sunt oameni care suferă și acum, în acest moment. Sunt persoane care și acum stau cu îngrijorare pentru fiecare veste care vine dinspre spital, acolo unde are pe cineva, sau sunt persoane apropiate familiei și se întreabă oare ce va fi, sau cum este, cum a mai trecut o noapte sau un cozi. Veștile sunt bune sau sunt rele? În toate lucrurile acestea. Care s-au întâmplat anul acesta, care se apropie de sfârșit, sunt și niște învățături, sunt și niște lucruri pe care noi, ca popor advent, așteptător al Domnului Hristos, le-am învățat sau ar fi trebuit să le învățăm. Sunt și câteva lucruri pe care omenirea le-a învățat în ansamblul ei. Aș dori să punctez câteva din acestea. Ar fi trebuit să vedem încă o dată în plus. Anul acesta, că suntem în plină revoluție industrială, tehnologică. Specialiștii vorbesc de al patrulea moment uh, important în această direcție. De când vorbim de era aceasta industrializată, a industriei, vorbim de a patra revoluție industrială. Și putem observa pașii mari care s-au făcut către digitalizare, către online. Lucruri care se făceau într-un timp lung s-au făcut acum comprimat în foarte puțin timp. Lumea se schimbă. Și poate ne gândim cu anumit, eu știu, sentiment de lucrurile cum erau înainte. Și am dorit ca lucrurile să revină la ce a fost acum câteva luni, aproape un an de zile în urmă. Dar lumea se schimbă, nu mai este așa cum am lăsat-o. Este o imagine pe care cineva a spus-o la un moment dat: Noi s-a urcat în corabie și a lăsat lumea într-un fel. Dar după aproape un an de zile și ceva, când s-a dat jos din corabie, era aceeași planetă. Dar lumea era complet diferită. Lumea se schimbă rapid. Uitați-vă la domeniul acesta al ecologiei, extinderea surselor noi de energie nepoluantă. De asemenea, industria auto trece pe motoarele electrice și poate vedem partea pozitivă a lucrurilor bune care se întâmplă aici. Dar trebuie să înțelegem ceva. Că odată cu această schimbare majoră care are loc în industrie, industria auto, de exemplu, sunt niște țări care vor pierde. Țări cu o influență foarte mare și mă gândesc la Rusia, mă gândesc la țările arabe care aveau petrol și care exportau și care uneori foloseau această resursă și ca o armă împotriva celor care, eu știu, îi deranjau. Iată că deodată puterea acestor forțe începe să scadă, din ce în ce mai mult. Lumea se schimbă. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm și să-l repetăm este că evenimentele sfârșitului ne iau prin surprindere. Noi, cei care spunem că studiem profeția, că știm, cunoaștem elementele care vin și stau înaintea noastră, noi care spunem că avem Biblia și suntem cercetători ai Cuvântului, iată că și pe noi evenimentele ne iau prin surprindere. Un alt punct este că aceste evenimente care se desfășoară, se desfășoară foarte rapid. Până te gândești, până observi, lucrurile deja sunt într-o altă realitate. Evenimentele sfârșitului, așa cum spunea și Ellen White, se desfășoară rapid, cu o forță foarte rapidă. Un alt element pe care aș vrea să subliniez este că evenimentele acestea în care suntem implicați, care se desfășoară, capătă implicații mondiale. Iată un lucru, pornit dintr-o țară, noi gândeam că este departe, cumva prea puțin ne afectează și, deodată, s-au extins în toată lumea. Bine, sunt regiuni cu probleme mai mari, altele cu rată mai mică de îmbolnăvire, dar virusul acesta a ajuns peste tot. Economia a fost afectată și o să vedem. Anul viitor, poate mai mult decât anul acesta, peste tot. Și în acest context, ceea ce la început părea ca un lucru care trebuie privit mai cu atenție și mai, eu știu, păstrat o anumită distanță față de el, și anume globalismul, capătă o abordare strategică, o abordare nu doar politică, ci una necesară care să răspundă provocărilor actuale. Dacă până acum vedeam globalismul ca ceva negativ, care merge către o direcție pe care nu neapărat ne-o dorim, mai ales anticipând anumite lucruri profetice, iată că deodată globalismul pare ca ceva necesar să răspundă unor probleme globale. Un alt element pe care aș vrea să-l observăm și să-l subliniem este acela că știrile false sunt din ce în ce mai prezente. Avem de făcut față unui lung șir de știri complet eronate, dar care prin la public. Și dacă unii oameni încă se mai întreabă sau încă mai sunt. Sceptici față de acest virus, noul virus, vreau să observăm că încă sunt oameni, după 2000 de ani, care pun sub semnul întrebării venirea Domnului Hristos. Sunt oameni care nu cred în mesianitatea, în divinitatea Domnului Hristos. Cum sunt oameni care nu cred în lucrurile care se întâmplă acum, în actualitate. Virusul, masca, vaccinul au fost și sunt contestate. Dar nu înseamnă că aceasta este poziția pe care noi trebuie să o avem. Sunt știri multe, sunt grupări multe, dar vreau să fiți foarte atenți cine le promovează și către ce conduc aceste lucruri. Este important să ne informăm. Este important să luăm o decizie liberă și corectă, dar este important să ne actualizăm informațiile și să fim în temă cu aceste lucruri. Încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez este faptul că întreaga lume se strânge într-o alianță împotriva lui Dumnezeu. Vedem mai clar sau poate nu atât de clar. Dar lumea aceasta devine din ce în ce mai unită împotriva lui Dumnezeu. Poate că privind în jur și văzând ce se întâmplă acum cu sărbătorile, spunem nu, lumea este religioasă. Este ceva fals, dați-mi voie să spun o părere. Atât timp când, în loc să fie înalțat Isus Hristos, chiar dacă în felul acesta considerat de noi nepotrivit, că Domnul Hristos nu are o dată de naștere, nu a lăsat în Biblie o dată. Dacă Domnul Hristos, era niște întrebări și aseară, dacă Domnul Hristos dorea să se-și cunoască data nașterii, nu era greu să lase lucrul acesta scris în Biblie. Era foarte ușor. Dar vreau să observăm că oamenii, în loc să serbeze nașterea Domnului Hristos, doar profită de acest aspect și serbează sau folosesc lucrul acesta pentru alte scopuri. Pentru Crăciun, pentru cumpărături, pentru cadouri, pentru distracție, pentru altceva. Nu pentru o întâlnire reală cu Dumnezeu. Dați-mi voi să vă spun ca seară, târziu, nu știu cât era ceasul, cred că după ora 10, mi-a trimis cineva un link, un material. Prima reacție a fost să nu urmăresc atunci, să-l mai las, când o avea timp. Însă persoana fiind cunoscută, am deschis materialul. Un material făcut de niște, de un grup de ortodoxi, creștini ortodoxi, cred că era și un preot, legat de sărbătoarea care se sărbătorește acum, de sărbătoarea aceasta a Crăciunului, dar vreau să vă spun că vorbea atât de corect și atât de frumos, biblic, încât am spus, noi ar trebui să spunem mai clar mesajul acesta. Nu să spună, eu știu, alții care Spunem noi că nu cercetează atât de mult Biblia. Spunea de faptul că această sărbătoare, Crăciunul, nu este o sărbătoare creștină. Și noi ar trebui să spunem lucrul acesta. Crăciunul nu este o sărbătoare creștină. Nu este sărbătoarea noastră. Nu ne identificăm cu ea. Nu este biblică. Aș dori să mai observăm ceva. Tot în acest context al sfârșitului de an, al începutului apropiat de un alt an, Dumnezeu nu a făcut nici anul acesta și nu va face nici în anii următori ceea ce noi putem să facem. Și este o regulă, un principiu. Dumnezeu nu face ceea ce omul poate să facă. Dacă poți să te ferești, dacă poți să porți o mască, dacă poți să te speli pe mâini mai des, dacă poți să păstrezi o anumită distanță, da, Dumnezeu va avea grijă și lucrurile sunt într-o anumită direcție. Dar știu cazuri, chiar de aici, din București, când oameni credincioși n-au respectat aceste reguli și s-au îmbolnăvit. Și știu de unde s-au îmbolnăvit, știu situația respectivă, o cunosc cu oamenii aceștia. Deci, Dumnezeu nu face lucrurile pe care noi le putem face. Noi putem să ne rugăm. Noi putem să fim niște oameni religioși. Noi putem să credem lucrurile acestea, dar nu se vor întâmpla. Și vreau să vă dau doar posibilitatea să mergeți cu gândul dumneavoastră în Sfânta Scriptură în două părți, în două pasaje. Primul se află în Evanghelia după Ioan capitolul 11, de la versetul 38. Este vorba acolo despre învierea lui Lazar. Cunoașteți pasajul foarte bine? știți tot ce s-a întâmplat, contextul, Domnul Hristos întârzie foarte puțin, ajunge când Lazar era mort de patru zile, era patra zi. Era cald, o regiune călduroasă, cunoașteți ceva despre locurile acelea din Israel și Domnul Hristos spune unde l-a spus, unde este mormântat și l-au dus undeva la intrarea unei peșteri. Ceea ce spune Domnul Hristos acolo este. trezește mirare din partea celor chiar apropiați, adică chiar Maria, Marta, reacționează. Când Domnul Hristos spune, ce spune? Dați piatra la o parte. Și deodată reacția care este? Doamne, dar nu-i potrivit, a intrat în descompunere, putrefacție, adică ceva nu, nu se potrivește n-ar fi putut Domnul Hristos să spună Lazar este și afară și totul să se întâmple de la sine? Ba da. Dar vreau să observați două lucruri. Piatra aceea n-a dat-o Domnul Hristos la o parte și nici puterea divină. Ce au dat-o cine? Oamenii. De ce oamenii? Pentru că puteau să facă lucrul acesta. Și mai este un al doilea lucru pe care poate, peste care trecem mai ușor când laser a ieșit afară din mormânt, a ieșit. Dar cum a ieșit? Înfășurat. Și cine era desfășurat? Tot oamenii, toți cei de acolo. Oare nu putea puterea lui Dumnezeu să facă și lucrul acesta? Nu putea ca legăturile acelea, fașa aceea, să fie dată la o parte, să cadă? Ba cu siguranță că da. Dar de ce nu s-a întâmplat? De ce n-a fost așa? Nu pentru că Dumnezeu nu poate ci pentru că este o regulă și un principiu care spune așa, niciodată să nu te aștepți ca Dumnezeu să facă un lucru pe care tu poți să-l faci. Mai este încă un pasaj, un pasaj în Vechiul Testament, în Cartea de Eutronom, capitolul 23, un pasaj pe care nu prea-l rostim. Este un pic așa despre o situație mai rușinoasă, mai nu ne simțim confortabil cu treaba asta. Dați-mi voie să, totuși, să vă întreb gândul către acest pasaj. Era vorba de organizarea taberei pentru Israel. Știți că totul era organizat după seminții, fiecare cu zona în care își puneau corturile. Cortul, era, cortul întâlnirii era la mijloc, da? fiecare seminție cu reguli, cu steaguri, conducători și așa mai departe. E, în contextul acela, în care se descrie regulile pentru tabără, spune așa, Dumnezeu transmite prin Moise un lucru foarte precis, foarte concret. Și vreau să observăm ceva, Dumnezeu este un Dumnezeu al concretului, al lucrurilor mici, care capătă un sens în ansamblul lor. Spune așa, să ai un loc afară din tabără și acolo să te duci pentru diversele nevoi pe care le ai afară din tabără. Nu în tabără. Și mai spune ceva. Între uneltele tale să ai o lopată ca tabăra să rămână curată. Și vreau să spun că lucrul acesta, chiar dacă pare jenant, noi ar trebui să-l respectăm. Adică ce spune lucrul acesta? Că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al curățeniei. Adică nu poți să te rogi, Doamne, vină în familia mea, în căminul meu, dar tu trăiești într-o mizerie cruntă. Poți să te rogi, dar trebuie să faci o curăține pe care tu trebuie să o faci. Nu poți să te aștepți, nu? Ca să nu ai anumite probleme medicale, dar tu când te duci la toaletă nu te speli pe Și am văzut, dați-mi voi să vă spun, multe persoane. Chiar m-am mirat de unele. Merge la, to mer la toaletă, Ești acolo să te speli, ele ies. Nu se spală. Dar lucrurile acestea mici, minore, aparent minore, înseamnă o anumită atitudine în relația noastră cu Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu face lucrurile pe care noi suntem datori să le facem. Adică nu mănânci corect, nu ai o viață, o, un stil de viață sănătos și când vine boala, spui mă rog și Dumnezeu mă face bine. Dar nu e așa. Am găsit un pasaj chiar cam dur. L-am citit de mai multe ori să-mi dau seama că nu cumva mi se pare, dar este foarte dur. În care ele noi spune ca să nu ne rugăm pentru cei bolnavi care și-au atras boala prin nerespectarea unor legi al sănătății. Pentru că aceștia, dacă se fac bine, repetă aceleași lucruri. Îmi place foarte mult ce mi-a povestit o soră de aici din labirint. Am mers la medic, nu se simțea prea bine la un moment dat și verdictul, diagnosticul a fost foarte clar cancer. să știa că nu mai are mult de trăit. Și mi-a spus așa, frate, m-am rugat atunci la Dumnezeu. Însă niciodată în rugăciunile care le-am făcut, nu m-am rugat ca Dumnezeu să mă facă bine. Și m-am rugat altfel. Cum? Și am zis așa, Doamne, eu știu de ce am ajuns, eu știu de ce am boala aceasta. Eu știu ce am greșit, ce n-am făcut și trebuia să fac. Eu l-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să mă schimb, că o să mă fac bine sau nu, asta nu mai este problema mea, este problema lui. Dar eu vreau să mă schimb acolo unde știam că nu făcusem cum trebuie. Și vă spun că am mai trăit mulți ani după aceea, nu știu, 10 ani sau ceva în genul acesta. Mulți ani după aceea. Mi-a plăcut atitudinea. Știu problema și motivul rugăciunii nu este să trăiesc, să mă fac bine, ci motivul este ajută-mă să mă schimb acolo unde nu m-am schimbat când trebuia. Și atunci Dumnezeu a dat putere și pentru schimbare, dar a dat și sănătate, a revenit sănătate. Sunt multe reguli. Noi ne gândim așa, dacă, eu știu, într-o anumită zonă, într-un anumit loc, toți ar fi adventiști, tot 100%. O țară întreagă. Sau un continent. Poftim. Un continent, nu mai adventiști. Ar mai fi boli? Ce credeți? Interesant că în Israel, un popor al lui Dumnezeu, fără dubiu, erau boli. Și sunt niște reguli foarte clare. Când apare o pată, du-te, verifică, stai, da? Dacă e nevoie, te izolezi. Unde? În poporul lui Dumnezeu. Și acum, dacă lucrurile acestea trebuie să făcute din partea noastră, de ce să nu le facem în contextul acesta în care vedem cât de necesare sunt? Dumnezeu nu face ceea ce poate să facă omul. Dacă ai nevoie să te protejezi, protejează-te. Dacă ai nevoie să faci anumite lucruri, fă -le. Dacă ai nevoie să schimbi ceva, schimbă. Nu aștepta ca Dumnezeu să facă ceea ce tu poți să faci. Aș dori să mai mergem către o zonă tot aici la capitolul acesta. Nu aștepta ca Dumnezeu să creadă în locul tău. Sunt oameni care nu cred. Dar această necredință nu poate fi compensată de credința lui Dumnezeu. Sau de credința fraților. Sau de credința soțului sau soției. Nu aștepta ca altcineva să creadă pentru tine. Pentru că aici este una dintre cursele celui rău. Ajungem să avem o necredință în virus, ajungem să avem necredință în mască, în, în știu, vaccin și în toate celelalte. Și această necredință, dați-mi voie să vă spun, ajunge și în domeniul spiritual. Nu mai credem. Nu mai credem în organizare, în viitorul bisericii, nu mai credem în cutare, în cutare, nu mai credem în nimic. Și avem și impresia că suntem superiori celorlalți care cred. Aici este necazul. Că necredința aceasta te conduce la o stare în care te imaginezi superior celorlalți care cred. Să nu facem această greșeală de a aștepta ca în dreptul nostru, credința să se întărească, în timp ce noi alimentăm neîncrederea. Și aș dori acum să pun înaintea dumneavoastră trei ocazii. Trei ocazii oarecum contradictorii. Unde să privim? Care este atitudinea pe care noi ar trebui să o avem într-un mod corect în aceste împrejurări? La acest sfârșit de an și la acest început de an, va fi anul viitor mai bine? Va fi anul viitor un an în care vom reveni la viața de dinainte de pandemie? Cred că sunteți de acord cu mine că acum, eu știu, câțiva ani în urmă, un an de zile, doi, trei, ne gândeam cei cu anumită vârstă la momentele de dinainte de 90. Cât de plină era biserica, cât de frumoase erau programele, ce coruri erau, ce atmosferă. Și acum, după un an de zile de izolare, ne gândim măcar să fie cum a fost acum un an. Măcar să fie prezența cum a fost. Va fi mai bună anul viitor? Ce va aduce anul viitor, noi nu știm. Dar întrebarea nu este aceasta, că n-ai de unde să știi. Dar suntem pregătiți? Aș dori ca în încheiere să luăm trei învățători. Prima se află în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 1, versetul 11. Știți foarte bine contextul, situația aceasta. Domnul Hristos se oferă ca jerfă pentru noi. Poate nu este corect spus, a fost omorât. Eu cred că mai corect este că el s-a oferit ca jerfă. N-ar fi putut să facă oamenii nimic dacă el nu s-ar fi oferit. Domnul Hristos a fost pus pe cruce, a adus jerfa pe care a promis-o, a treia zi a înviat și apoi a mai rămas cu ucenicii 40 de zile, deci mai mult de o lună. În timp ce era în mijlocul ucenicilor și erau câțiva, deci nu erau doar cei 11, erau mai mulți, mult mai mulți, spune cuvântul aici a inspirat, că deodată Domnul Hristos a început să se înalțe din mijlocul lor. Nu i-a crescut aripi. Domnul Hristos nu avea aripi. N-a venit un car ca la Elie să-l ia un car de foc. Ci Domnul Hristos, cu acel corp nou după înviere, a început să se înalțe din mijlocul lor. Cet, presupun că n-a fost cu viteză. Da? Încet a început să înalțe. Pentru că reacția ucenicilor care a fost? Să se uite după el. Și interesant este că au venit doi îngeri. Doi îngeri au venit și le-au pus o întrebare. Bărbați galileeni, deci faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 11. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Păi cum? Nu-i bine să te uiți spre cer nu e bine să privești cerul. Nu înseamnă asta că ești un om așteptător, un om plin de speranță, de nădejde, aștepți făgăduințele, promise. Dar îngerii spun nu. Este un timp când n-ar trebui să te uiți pe cer. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Este un timp când ar trebui să te uiți unde? Nu la cer. Și să te uiți unde? Ce au făcut ucenicii? I-au înțeles mesajul, nu s-au mai uitat spre cer, dar ce au făcut? S-au dus în camera de sus. S-au rugat. De ce? Pentru misiune, pentru Duhul Sfânt ca să facă misiune. Este un timp pentru misiune. Nu este un timp să stai, să privești, să contempli, să te vai, să stai acasă, să spui oare când vine Domnul, cât mai este. Ne-am săturat. Nu, este un timp pentru misiune. Și timpul acesta este când? Acum. Este un timp de acțiune. Este un timp de rugăciune. Este un timp de a face ceva pentru cei care mai pot fi salvați. Bărbați și surori, adventiști și adventiste, de ce stați și vă uitați? Este un timp să lucrăm pentru cei de lângă noi. Al doilea pasaj. Se află în Cartea Evrei, capitolul 12, primele patru versete. Evrei, capitolul 12, versetul 1 și în continuare până la 4. Spune aici Apostolul Pavel, și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la cine? Nu la cer. Cineva mai important decât cerul. La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. De ce de acolo? De ce să privim la El? De ce este nevoie ca să ne luăm timp să privim la Domnul Hristos care este la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu? De ce? Spune mai departe. Uitați-vă dar culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. De ce oare am cădea de oboseală? Pentru că întârzie revenirea Domnului Hristos și răspunsul e nu. Pentru că revenirea are de-a face cu altceva, cu pregătirea. Și spune așa apostolul aici, versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Sunt persoane care sunt descurajate. S-au luptat cu păcatul din viața lor un an, doi, zece, nu știu, o perioadă mai lungă. Ar putea să cadă de oboseală. Ar putea cel rău să spune, să spună, nu se mai poate, la tine nu se poate. Sau, poate și mai viclean. Nu e cazul. Domnul iartă pe toți. Nu e cazul să mai lupți. Că nu trebuie să mai lupți. Ei, pentru aceste persoane care au, dus, au de dus o luptă, care au de câștigat o biruință, există un loc unde trebuie să privească. Unde? La Iisus Hristos, care șade la dreapta scaunului de judecată al lui Dumnezeu. De ce? Ca să mijlocească pentru mine și pentru tine. Ca să câștigăm biruința pe care încă n-am câștigat -o. Deci este un timp. Să privești la Isus Hristos în semenul tău. Să vezi pe semenul tău ca fiind copilul lui Dumnezeu și să faci pentru el ceea ce poți să faci ca să-l salvezi. Este un timp, tot acum, să ții momente de părtășie și de cercetare personală în fața lui Dumnezeu. Și acolo unde trebuie să faci o schimbare, să privești la Isus, să-ți dea puterea să faci acea schimbare. Și mai avem un sfat. Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetul 25 până la 28. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Mă opresc puțin. Nu creștinii, nu copiii lui Dumnezeu își vor da sufletul de groază. Cine își vor da sufletul de groază? Neamurile, oamenii. Căci puterile cerului vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, atunci să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Deci este un timp să privim la Isus Hristos în semenii noștri, în cei care au nevoie de ajutorul și de influența noastră. Poate de un sfat, poate de o acțiune, poate de Biblia care trebuie să o citească. Este un timp când trebuie să privim la noi înșine în relația cu Dumnezeu și la Isus Hristos care ne poate elibera de lucrurile rele din viața noastră. Și este un timp să privim la cer când izbăvirea noastră este aproape să vină. Cred că sunt trei direcții în care noi trebuie să privim. Trebuie să privim la Isus în semenii noștri, să privim la Isus Hristos care stă la dreapta lui Dumnezeu pentru ca să rezolve situația mea, să-mi dea biruința de care am nevoie și trebuie să privim la Isus Hristos, Cel care revine pe nori, Cel care a promis că se va întoarce și se va întoarce. Aș vrea ca acest sfârșit de an, să ne aducă într-o relație mai bună cu Dumnezeu. Să ne aducă într-o situație în care să ne cercetăm, dar să nu cădem de descurajare și de oboseală. Și să știm că răscumpărătorul este viu. El mijlocește pentru noi și se va întoarce să ne ia cu sine. Vorbeam ieri cu o sora de aici, din Labirint. Când m-a sunat, n-am înțeles nici numele așa de greu vorbea. Pentru că este foarte trist. Soțul în spital, veștile, știți cum sunt în momentul acesta, nu te mai poți să te duci în vizită, afli câteva lucruri, că sunt mulți care așteaptă câte un răspuns. Trăim o vreme dificilă, complicată. Și mi-am dat seama din glasul dânsei, Are și o vârstă, undeva spre 60 ceva de ani, soțul 70. Că au fost mult timp împreună, și faptul că este afectată pentru situația soțului mi-a arătat, știți ce, că îl iubește. Este o situație în care în, din care încă n-am ieșit. În care unul sau altul trecem prin viață și moarte. Nu știi. Va rămâne viață sau va fi moarte? În care te poți despărți de persoane foarte dragi, foarte apropiate. Este o, o nevoie mai mare parcă decât am simțit-o până acum să avem la cine să privim. Și atunci când ne încurajăm unii pe alții, haideți să încercăm să atragem privirea către Iisus Hristos, adevărata soluție nu sunt acele rezultate care vin în urma științei, deși e bună știință. Sunt lucruri bune care vin prin știință. Oamenii, cei care hotărăsc, iau decizii și bune, unele foarte bune, dar nu soluția este mâna lor. ci adevărata soluție de care avem nevoie este la Dumnezeu. De aceea să privim către El, să ne încredem în El și să nu cădem de oboseală. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Aș dori pentru momentul de rugăciune să ne rugăm împreună și vă invit să ne ridicăm. Îți mulțumim, Tată din Ceruri, pentru Fiul Tău, pentru Isus Hristos. Îți mulțumim pentru nașterea Lui în Betleem. Îți mulțumim pentru viața Lui și pentru modelul pe care ni l-a lăsat. Îți mulțumim pentru jertfa Lui și mai ales pentru învierea și mijlocirea pe care o are astăzi pentru fiecare dintre noi. Amin. Îți mulțumim pentru aceste făgăduințe și pentru că într-o zi se va întoarce să ne ia acasă. Amin. Te rugăm să pui această nădejde în inima noastră, Amin. să ne ajut să privim mai des la Domnul Hristos Amin. și să ne ajut să așteptăm cu dor reîntâlnirea cu El. Amin. Punem înaintea ta nevoile noastre, luptele noastre, dificultățile și problemele pe care le avem Știm persoane care trec prin suferință, știm persoane care sunt descurajate și trec prin tulburări. Te rugăm să fii cu aceste persoane, să le întărești inima, sufletul, credința, să le ajut să privească la tine și împreună să așteptăm revenirea ta. Prin Domnul Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin! Amin. Amin. Lumbă. înainte să ne despărțim.